Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu vecinul nemernic. O să ne jucăm momentan tot Secret Neighbor și o să continuăm și seria cu Hello Neighbor, doar că vreau să mai profit puțin tel de acest joculeț pentru că o să se termine în curând faza alfa și cine știe când o să mai apară faza beta și mamă, până se lansează și jocul poate mai durează încă 5 miliarde de ani, așa că vreau să profităm puțin tel de acest joculeț și hai să-i dăm find. Și vreau să încerc să învăț mai multe chestii, să fiu eu vecinul poate și să încerc să-i prind. Am înțeles că poți să-ți schimbi chestiile astea și poți să pun radarul ăsta ca să îi prind pe copilaș. Ce vorbești aici, mă? Și chestia asta nu știu. Bă, ia uite că am dat și de ceva români aici. Salut! Ce copii? Salut, bă, salut! Salut, bă, ia uite mă că e plin de români aici. Acum filmez un episod. Cine ești tu? Cine? De trebuie cine? Hudini. Am auzit de tine. Magie, frate. Da, mare magician. Mă căutați acolo pe YouTube, am 30k. Și dăm 1000 de abonați. Aolo! Aolo, bine ar fi să meargă chiar așa de ușor. Hai să dau și eu ready. Bă, care chestia, mă? Stai că văd că aici poți să selectezi un radar și mai am o chestie. A, pot să-mi pun două. A, ok, am înțeles acum. Canibale, să te fute în gură, bă, ce aș puțin să zic, nu stai să facă. Mamă, numai streamer aici, bă, numai streamer, frate. Aolo, Jaxano. Bă, ce naiba să pun un trap, bă? Hai că-mi pun un trap. Spiritual Tiona, my friend. Bă, cine... Do you talk English, my friendo? English? Hai, mă, dați odată ready. Ce faci, faci cu mine? A, mai ne caută încă unul. Hai, patroane, dă-i și tu ready. O, dar ies să știa, mă. Bă, dar durează 5.000 de ani. Ce să schimbă ăștia, frate. Da, mă, frate, parcă e greu să apese odată ready. Deci că ce știi ce joc caută? Prezent, prezent. Măi, și vouă și nouă, Doamne ajută să fie la toți. Doamne le ajută. Pe lângă asta. Bă, dar la jocul ăsta nu merge să pui push to talk, nu? Adică dacă vorbești, se aude non-stop. Da, poți. Merge? Poți. Setări. Ok, bine, acum oricum okay. O să las așa, știi, dacă sunteți și voi, e ok. Dar... E mai bine. Da, dacă sunt oameni care vorbesc numai în engleză, apoi cam nasol că nu prea înțeleg ei. Ok, bun, haideți să căutăm cheile. Avem nevoie de cheițe. Bă, și dacă sunteți mai departe de mine, vă aud mai încet, mă. Hai, Houdini, lasă live-ul, bă, și vine acolo. Aolo. Nu-i live, bă, e picule, că e clip. Ai clip, nu ești live, ok. Nu, facem mare clip aici. Fă clip. 50.000 de vizionări să moară Jaxana. Ce anume? Lovește-mă cu 2 lei, dă cu 2 lei acum așa în mine și încep să cânt, fii antena. Hai, 1, 2, 3 și... Da, dar care ești? Pufulete sau buz? Buz. Pufulete e mai șmecher. Mamă! Nebunule, stai! Fac, mai rup mâna, bă, nebunule, nu așa tare. Sorry, compresorii, hai că-ți mai dau una. 1, 2, 3 și... Bă, stau! Bă, nu-i da, mă! Bagă-mă o cântare, mă! Ăla-i ticule! Pe balanță aici! Mamă, ce le zice buz! Gata, mă, bă, dar dați-mi lanterna înapoi, unde-mi lanterna? Nu ți-o dam. Mamă, că m-ați furat de lanterna. Ia-mă. Gata. Am băgat-o la mânoc. Bun, haideți să căutăm cheițe. Hai, căutăm cheițe. Mă, am găsit una deja. Ai găsit una? De... Da, deci deja am găsit o cheiță. Mă duc să dau jos dacă tu. Du-te de la... Stai că nu mai știu, bă, unde e aia. Unde e ușa aia? Gata, patroane, că am găsit-o. Vine aici, frățioare, vine aici. Gata, frățioerule. Sunt aici, bag mare cheian aici, bam. Bagă mare să vină milionul de view-uri. Ăla-i patroane. Bun, hai să mai căutăm cheițe. Mai avem nevoie de o grămadă de cheițe. Serios? Nu știu. Bă, dar se iau de ceva pe aici, mă. Cine va scârții așa în halul ăsta? Iar ai rochie, mă. Bă, eu nu, n-am mai găsit, dar se auzea ceva acolo, dubios. A, bine, de auzit sau? Deci de nu era vecinul. Bă, Houdini ăla. Bă, dar unde n-ai bă, o fi vecinul ăsta, mă, frate, mă?
Bă, eu sunt pe undeva pe sus, mă. Eu sunt pe undeva pe sus. Abar n-am, am pierdut, frate. Bă, dar unde e, mă, vecinul, mă? L-ați văzut pe vecinul? L-a văzut cineva pe vecinul? Ai, 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 nu știu unde e vecinul, mă. Hopa, hopa. Bă, îl văd pe vecinul, îl vedeți și voi? Bă, m-am oprins. Ai, 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 ai. Ghiși cine-i vecinul. Ghiși cine-i vecinul. Te-am prins, patroane. Bagă o melodie că te-am prins. Bagă o melodie. Mamă, cum l-am luat în brațe. Stai că-l prind acum. Unde ești, Buz? Vin aici. L-am pierdut pe Buz, unde-i Buz? Da, stai că l-avem aici pe Zefi. Ce faci, patroane? Opa. Hai că am rămas singur aici. Nu știu cum să-ți zic eu ție. Mamă, l-am distrus pe Zefi. Gata, l-am făcut bani sau hârtie. Ce naiba iese din el? Mamă, că l-am distrus pe Zefi. Ok, hudinașilor, acum o să mergem să-i prindem și pe restul. Am mai prins aici încă un băiețan. Bă, ăsta a scăpat, mă? Ia, vino aici. Bă, cum încearcă ăsta să fugă de mine, mă, frate, mă? Păi tu nu poți să scapi de fratele Hudinii. Ai, ai, ai. Uite-l pe Buz, Buz, bagă ceva, patroane, că te cam prind. Mamă, nu mai scapă acum, Buz. Nu mai scapă, nu mai scapă, nu mai scapă, gata. L-am distrus și pe Buz. Nice, Rino. Bun, acum hai să mai încercăm să mai prindem încă o persoană. Mamă, că nu scapă nimeni de vecinul malefic. Vecinul netrebnic, nemernic și malefic. Bă, stai că le arată acum cheițele, bă. Voi vedeți cheițele acum? Așa, informativ. Îl vedem pe Pufulete. Ce faci, frate, Pufulete? Mamă, cum l-am halit pe Pufulete. Tăracu, Pufulete. Bun, și cred că ar mai trebui să mai fie încă o singură persoană, nu? Da, cred că o singură persoană ar mai trebui să fie. Nu știu, cred că am prins 3 sau 4, nici nu mai știu. I-am halit așa instant. Ia să vedem dacă mai prindem. Bă, mi s-a părut super tare că am dat aici de niște românași de-ai noștri. Înseamnă că joacă românașii noștri. Secret neighbor. Ai, 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 ai. Unde naiba o fi următoarea persoană? Hai să vedem. Tărim pe aici, bun. Hai să ne facem și copilaș. Să nu mai stăm doar așa vecin. Pentru că ne mișcă mai repede, cred. Okeanu Barosanu. Cine mai fi rămas în viață, mă? Asta e întrebarea mea. Că nu vorbește absolut deloc. Stai că nu mai știu, m-am pierdut. A, uite-l aici! Hopa, hopa, Penelopa! Ce face, patroane? Ultimate, ia vin aici la mânocul Houdini. Unde fugi, patroane? Stai așa că te prind. Hai, mă, deschide ușa. Bă, mi-a închis ușa. Mamă, trebuie să o sparg. Mamă, vin aici că dau un ușă până o sparg. Am distrus ușa. Deci poate să-mi închidă ușa așa nas și eu nu pot. Ai, 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 am înțeles acum cum stă treaba. Unde te-ai dus, patroane? Ia să vedem pe aici, găsim pe cineva, nu găsim pe absolut nimeni. Opa, am auzit pe cineva aici la etaj. Cred. O zbierat cineva. A, asta e că am chestia asta, mă. Și cum folosesc prostia asta? A, gata, am înțeles. Bun, ok, văd acolo ușile alea. Și unde naiba o fi persoana? A, o ieșit, patroane. Bă, nu mi-am dat eu seama că trebuie să folosesc radarul ăla, VR. Bă, cum te cheamă pe YouTube, bă, să-ți dau hate, bă. Bă, nu da hate, nu da hate, nenea. Deci acolo un like și un subscribe. Ok, bun, mai dăm unul, mai dăm unul. Hai să mai dăm un mecean. Sorry, man, I don't speak English so well. Don't speak English, we Romanian, Romanian, we. Romania, oh, Romani, voleur.
Iau Siria. Ce asta, mă, francez, Siria, bă? Parlez-vous français, my friend? Oui. Oui, oui, oui. Lasă că vorbesc, fii atent aici, auzi aici. Ia să dăm. Aolo, că numai în jurături știe fratele nostru. Valo, barosane. Barosane. Mon frère, mon frère. Ready, ready, maybe ready, maybe ready. Hai să dăm, da. Da, și voi ready sau sal? I-am dat ready. Ăla e bun. Hai să vedem acum cine o să fie vecinul. Mamă, bă, dar v-am spart pe toți, mă, mai rămas o singură persoană, mă. Bă, taci, mă. Deci v-am spart pe toți. Bă, francezule, taci, mă. Gata, mă, că a dormit, mă. Udine. Gata. Dacă ești iar... Nu, patroane, că nu sunt eu. Nu, mă, că nici data trecută n-am fost eu. Doamne, feri. Mamă, ce le zice francezul? V-am găsit-o din asta, un baton de asta. Îl bag, îl bag. Mi-a dat mare energie. Mamă, că acum apuc ca Speedy Gonzales. Ia să vedem ceva în dulapul ăsta. Absolut nimic interesant. Bun, mă duc direct la etaj. Mamă, acum să vină toate cheițele la mine. Direct magnetul de cheițe. Ia să vedem aici în frigider. Și ghișe găsește Houdini direct. O cheiță, normal. Ca de obicei. Sper să pot să o și iau. Hai, hai. Hai. Bă, s-a transformat cineva în vecinul? Sau mi s-a părut mie? Am auzit ceva? Bă, taci, mă. Haideți, bă, haideți, că am și o cheiță. Aolo, fugiți că vine, fugiți că vine. Mamă, că bag direct cheița. Bă, ăsta vine după mine, mă. Bă, ăsta vine după mine, mă. Bă, ce nemernic, bă. Bă, vecinule, lasă-mă în pace că n-am făcut nimic. Du-te, bă, și lasă-mă în pace, mă. Gata, am deschis lacătul. Acum poate să vină vecinul că-i dau direct mare cutie în freză. Cine e vecinul? Ce faci, băi, nemernicule? I-am dat un amfrezian, ăla e ticule. Mai au acum o cutiuță repede. Unde ești, băi, vecinule? Ia vin aici. Mare cutie, ce-ți dau în freză? Bag repede iarăși o cutie. Unde e, mă? Unde s-o tirat, mă? Păi, clar că e un românaș acum, vecinul. Care sunteți, mă, vecinul, mă? Hello, XX. A? Ce zice ăla? Nu mai eu știe ce zice. Cine, buzi? Buz tu ești? Sigur e buz. Tu ești, mă, serios? Moare cu tine ce-ți dau în freză. Oricum nu mor, de fapt, stai că mă tir. Oricum dacă ești vecinul nu mori, așa că degeaba stau acolo. Mai bine caut niște cheițe. Deci mă duc direct la etaj, că oricum vecinul nu moare, așa că n-are niciun sens. Bun. Hai să ne uităm pe aici. Dar pe aici au căutat deja. Așa că mă duc să mai caut prin dulapurile astea alte. De ce cheițe mai avem nevoie, mă? Parlez-vous français, le pizzare, le pizzarone italiano? Bă, nu știu, bă, eu am ieșit. Eu mă duc să ies pe ușă, că am deschis tot. Mamă, că de nu e ăsta... De ăsta vecinul. Deci de ăsta vecinul direct mare... Pumn în cap îmi iau. Ok, hai să vedem și pe aici, pe terasă. Bun. Ce? De ce cheițe mai avem nevoie? Asta e întrebarea mea. Hai să vedem și în ăsta. Sper că nu te transformi. Arcanule. Am mai găsit o cheiță. M-am tirat. Patroane, sper că nu ești vecinul să-mi dai pe frezian. Aolo, mi-a dat pe frezian. De ce ai dat în mine, patroane? Stai că trebuie să avem mare grijă. Bă, eu sincer n-am mai găsit nicio cheiță. Ați mai găsit vreuna? Hai că am mințit și eu numai să bag cheița asta repede. Oh, dar nu mai avem nevoie de din asta galbenă. Am luat-o degeaba. Aoleo, patroane. Șeful?
Da, șeful. Ce faci, șeful? Nimic ca șeful, e da după... Așa, șefule. Noi nu furăm tibi, drag, avem nevoie doar de cheițe. Unde naiba le-au ascuns nemernicul ăsta de vecin, mă? De n-au furat ăsta toate cheițele și nu mai prindem niciuna. Și acum chestia e că mai avem nevoie doar de cheițe din astea argintii. Ocheanu Barosanu, unde mai găsim noi niște cheițe? Toate cheițele să apeleze la mine. Oare s-o fi dus cineva aici? Hai să vedem aici în garaj. Mamă, că acum mai zic și la vecinul unde sunt. Doar cu vecinul are radar. Da, mă, dacă radarul ăla vezi și persoana sau vezi doar ușile? Cred că persoana. Că eu l-am pornit, bine, l-am pornit pe final și mi-a arătat doar unde sunt ușile. Doamne ajută, ce-o găsit fratele Houdini, ai, ai, ai. Stai să mai găsesc acum numai drumul, că dacă nu mai găsesc drumul, rip. L-am găsit, bun. De câte mai avem nevoie? Mamă, încă una, două, încă două cheițe, mai avem nevoie de două cheițe. Deci dacă le găsim... Bă, să scrieți și voi în comentarii acolo, după aceea mâine o să postez episodul la 8 și un sfert dimineața. Așa că să scrieți și voi acolo în comentarii cei care ați fost pe video. Ia să vedem, mai avem nevoie de încă două cheițe, doamne, că de reușesc să și scap. Deci câștigam și pe meciul trecut, eram boss rău de tot. Da, da, pe bine și așa rău. Acum avem pile la vecinul. Ne lasă vecinul să câștigăm. Bă, sincer, nu l-am mai văzut de ceva timp. E ticălos. Da, mă, știu, acolo de are multe ecrane și se uită pe camere. Eu, că-i ticălos mare vecinul ăsta. Unde, bă, pana mea, ori fi cheițele alea, vere? Nu cred că-i pușca pe jocul. Ho, ne încă două mai ne trebuie. Și ce-s cu pereți ăștia așa de cărămidă aici? Au blocat ușa, ce naiba? Pușcă? Ce, mă, merge să iei pușcă? Să tragi un vecin? Nu știu, mă, așa zic abonații pe... pe chat. Am înțeles. A, dar tu ești live acum? Da, boss. Oh, nice. Vă salut, cum te numești? Ia stai. Pufulete, a, ok, bun. Pufulete, salutăm toți abonații lui Pufulete acolo. Doamne, știu ce? Câți oameni ai pe live? Nu știu, frate, nu mă uitam decât chat-ul deschis. A, am înțeles. A, ok, și la început, să înțeleg. Aolo, că am dat de vecin. Puși, frate, că vine. Stai, mă, că nu ne vin, nu e vecin. Stai, sau tu vrei să pară real pe trei. Ce, mă, eu n-am încredere în vecin. Doamne ferește. Ce să pară real sau să nu pară? Ăsta îmi dă direct. Dacă mă prinde, tu crezi că eu am încredere? Doamne ferește. Deci eu mă tir, frate. Dacă am văzut vecin, am... fugit, m-am mâncat pământul. N-am văzut nimic. Hai să ne uităm pe aici. Ia să vedem. Bă, dar unde n-ai bai cheița aia, frate? Cum n-ai bai ajuns aici? Oh, ok. Bun, da. A, merge să sar pe asta? Ok, bun. Hai să mergem aici la etaj. Sincer, n-am mers niciodată aici. Bă, și putem să urcăm acolo. Ai, ai, ai. Bă, până unde poți să urci? Și dacă ajungi aici, ce naiba? Și pe aici schițe sau care e faza? Bă, nu cred că ajungi. A, am căzut și eu, am înțeles. Bun, îți curios unde naiba putem să ajungem acolo. E curios, dar nu cred că poți să ajungi, că tocmai de-aia e Fenta. Aia, mă, cum să nu meargă, mă. Nu merge, mă, a, uite pe asta, ba da, mă, fii atent aici. Hai că știe fratele Houdini, gata, am reușit. Și aici e o scară, frate. Mamă, și unde naiba ajungem? Ia să vedem. Ok, bun. Și aici ce naiba faci? Doamne, am ajuns în vârful casei. Dar nu te duce niciunde. Ia să vedem dacă coborăm pe aici. Ok, bun. A, și am ajuns, ok.
Am ajuns aici pe terasă. Nice. Bun, deci merge să faci scheme de genul. Și bă, știi care-i treaba? Dacă unul iese, câștigă toți, nu? Din câte am înțeles eu. Cred că așa e schema. Deci dacă e deschisă ușa și unul iese pe ușă, e gata. Pe unde ești, pufulete, că te aud așa încet, încet? Mamă, nu, eu am coborât, eu sunt în casă. Am intrat în casă din nou, ok. Bun, mai trebuie să căutăm cheițe, nu mai putem să stăm așa la taclale. Pentru că dacă nu, nu o să le găsim în veci. Deci în frigider absolut nimic. Unde naiba le-o fi pus vecinul ăsta, asta e întrebarea mea. Că ăsta nu este absolut nimic. Bun, hai să deschidem și ăsta. Ne uităm pe aici, ne uităm și în sertărașele astea. Ok. Absolut nimic nici pe aici. Bun, pe unde naiba mai putem să mai căutăm noi? Prin asta de mâncare nu este nicio cheiță. Aici absolut nicio cheiță. Ok, pe unde naiba să mai căutăm? Cred că am căutat peste tot. Cu siguranță că o ascuns vecinul cheițele. Altfel nu prea pot. Opa, hopa, hopa, hopa. Unde-s ciorile? Unde-s ciorile? Unde-s ciorile? Ah, bun, gata. Mă duc acum către cioară să iau cheița. Băi, tare sincer că-ți arată cheițele așa cu ciorile. Dar cum n-ai ajung eu acolo? Era pe undeva pe jos. O luat-o cineva oare? Eu sincer am văzut-o pe undeva pe jos. Cred că e la un etaj mai jos sau undeva. Dar cum n-ai ajung acolo, vere? Ai găsit cheița? Doar de una. A, uite, mai este una la subsol. Bun, pana mea ajungă acolo, gata, că știu. Bun. Nu ar trebui să fie pe aici, pe undeva, pe la subsol. A, pe aici nu merge, ok. Bun, hai să încercăm pe aici prin bucătăria asta sau ce naiba o fi, manu, prin bibliotecă. Ai luat-o și pe aia? Bun, ai, 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 că o pozește vecinul aici. Bă, nemernicu, vine după mine și are ceva în mână. Asta aruncă după mine să moară Jaxana. De nu... Ai, 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 și am reușit să câștigăm ăla, eticule. Bravo, pufulete. Tu ai deschis ultimul lacăt, nu? A, și buz era, mă, vecină, mă. Deci chiar era buz, mă. Bă, ce ticălos e buz ăsta. Ai, 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 bun. Salutați și voi pentru episod acum. Salutați că ăsta a fost ultimul mecean pe care l-am dat. Bun, și o să ne vedem acolo în comentarii. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați jucat împreună cu mine. Și o să ies din lobby. Vă mulțumesc, ne auzim, pa, pa. Bun, le mulțumesc că le-am spus acolo și sper să vadă și după aceea finalul episodului. Și vă mulțumesc și vouă, hudinașilor, că v-ați uitat până acum la final. Să nu uitați de Instagramul meu, îl aveți acolo sus în dreapta, hudini.insta, rupeți acolo butonașul de follow pentru că postez acolo chestii interesante. Să nu uitați și de primul link din descriere către canalul lui Foxy, canalul iubitei mele, să rupeți și acolo butonașul de subscribe pentru că o să posteze și ea un episod împreună cu mine. Este un slime acolo, o să facem un slime, o să vedeți, eu o să mai urmeze încă un episod unde o să fac eu un slime pe canalul ei, așa că rupeți acolo butonașul de subscribe. Să nu uitați și de canalul meu secundar, îl aveți acolo al doilea link din descriere. Primul este către canalul lui Foxy, al doilea către canalul secundar. Rupeți acolo butonul de subscribe și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!